Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea ce se întâmplă în viața lui acum. Am să vă rog să alegeți prima variantă care vă atrage atenția. Rămâneți cu o variantă per persoană, varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Și vom începe cu varianta numărul 1. Să vedem ce se întâmplă acum în viața persoanei. Această persoană în această perioadă trece printr-o tranziție. Această persoană s-a considerat ca fiind foarte stabilă și foarte echilibrată, dar destul de recent a apărut un eveniment care l-a surprins. Nu este genul de moment turn, dar nu e nici foarte departe. Ideea este că această persoană se simte un pic surprinsă de cum au evoluat lucrurile. Nu era o schimbare, să zicem, neprevăzută, doar că această persoană a decis să excludă ceea ce s-a întâmplat până la urmă. Sincer, aici această persoană consider că a fost neglijentă, ceea ce s-a întâmplat și tranziția aceasta forțată prin care persoana a trebuit să treacă a fost mai degrabă făcută cu propriile sale mâini. Nimeni nu a complotat aici, nimeni nu i-a făcut rău, nimeni nu a avut ceva cu această persoană. Efectiv, această persoană s-a concentrat pe altceva decât ceea ce trebuia. Pentru majoritatea dintre voi, acest lucru se referă la faptul că persoana voastră nu a fost atât de concentrată pe muncă și nu a mai oferit atâta atenție acestui domeniu, dar pentru cineva de aici această situație se referă la sănătate și anume la niște probleme cu inima care pot forța această persoană să ia o pauză de la muncă îndelungată. De asta zic, aici este ceva ce această persoană și-a făcut cu propriile mâini, este perfect conștientă persoana voastră în legătură cu asta, dar cu toate astea are niște planuri la care nu vrea să renunțe, chiar dacă sănătatea sau chiar dacă rămâne fără loc de muncă momentan. Persoana este foarte orientată să se grăbească spre ceva nou pentru a se asigura că lucrurile vor continua să fie așa cum le-a plănuit. Singura problemă este că aici persoana se forțează destul de mult, persoana încearcă să reziste, persoana se neglijează pe sine, persoana nu ține cont de absolut nimic. Este momentul ca această persoană să se vindece, este momentul ca această persoană să aibă grijă de sine, este momentul ca această persoană să se concentreze pe ea sau ea însuși. Aici vor fi și femei și bărbați care urmăresc, deci adaptați în funcție de situația voastră. Energiile rămân aceleași, chiar dacă eu folosesc el sau ea mai des. Bun. Problema este aici în felul următor. Persoana conștientizează că trebuie să ia un pas înapoi, dar nici de-al naivii nu face chestia asta. Preferă să rămână ancorat în stres, oboseală, epuizare fizică. Dar e vorba și de epuizare mentală și emoțională pentru unii dintre voi. Atenție că această persoană s-ar putea să aibă un breakdown destul de curând și o să fie urâțel și o să se răzbune un pic pe toată lumea. Nu aș vedea foarte multă comunicare cu această persoană, mai degrabă și dacă există, există minimală. Problema este în felul următor că dacă această persoană, de exemplu, știați că sau lucrează în străinătate sau că a lucrat în străinătate, se întoarce acasă. Această tranziție, din nou, revenind la început, e făcută forțat. Dar asta va face ca persoana aceasta să devină și mai hotărâtă și mai motivată să se țină de propriile planuri și nici de cum să se odihnească, iar asta va fi o problemă. Foarte mare atenție dacă sunteți în contact cu această persoană sau dacă sunteți cumva în preajma acestei persoane sau dacă, nu știu, se întâmplă ceva, fiți precauți pentru că persoana nu se simte bine. Asta nu înseamnă neapărat să interveniți foarte mult, nu înseamnă neapărat
ca dacă nu sunteți în contact cu această persoană să o contactați tocmai pe motivul ăsta, nu, ci doar dacă este cumva în preajma voastră, să fiți un pic precauți, pentru că această persoană s-ar putea să aibă destul de des stări de rău, dureri de cap, arsuri în piept pentru unii dintre voi. Dar problema cu această persoană ar fi munca și sănătatea și nu are de gând să țină cont de sănătate și continuă să se forțeze la muncă. Asta e o problemă destul de mare în viața acestei persoane. Nu văd prezența unei alte părți momentan. Această persoană are nevoie să-și transforme modul în care a trăit până acum și să vină cu un nou stil de viață, dar refuză acest lucru, conștientizează și totuși refuză. Această persoană preferă să trăiască în același stil ca până acum. Atenție, pentru că ceva din metoda acestei persoane de a petrece timpul liber, ce poate implica, să zicem, băutură, poate să devină toxic acum. Atenție foarte mare dacă știți că această persoană ar trebui să ia tratament și nu ia, pentru că nu văd această persoană să fie foarte bine pe foarte mult timp de acum încolo. Chiar dacă acum mai rezistă, restricțiile legate de muncă vor apărea din ce în ce mai mult și indiferent că are un job sau nu are un job, nu va putea să fie foarte stabil și consecvent la muncă pe baza problemelor de sănătate. Iar în contextul în care această persoană mai are și obiceiuri legate de adicții, pur și simplu lucrurile se înrăutățesc. Problema aici este în felul următor. Dacă această persoană încearcă să evite propriile sale gânduri cu adicții, nu prea funcționează. De ce? Pentru că blocajele rămân acolo și creează boli mai departe. Deci această persoană nu văd să treacă printr-o situație foarte bună materială, nu văd să fie foarte ok această persoană. Da, că își păstrează aparențele, că vrea să pară hotărâtă, că vrea să pară ok și stabilă această persoană, asta da, dar asta nu înseamnă că și este. Deci mare atenție, pentru că aici persoana voastră are probleme în primul rând cu munca, iar apoi cu sănătatea. Această persoană poate renaște doar după o perioadă de izolare, doar după o perioadă de retragere, doar după o perioadă în care nu se mai forțează, nu se mai chinuie, nu se mai stresează. În contextul în care această persoană continuă să se streseze, continuă să se epuizeze, continuă să meargă pe acest drum, din nou, nu văd această persoană să iasă din starea asta foarte curând. Și problema este că restricțiile de muncă vor veni pe măsură ce această persoană se neglijează tot mai tare. Deci cu cât această persoană nu ține cont de faptul că ar trebui să aibă un regim alimentar, un tratament, că ar trebui să vadă medicul la un anumit număr de luni sau la un anumit număr de săptămâni, cu atât mai greu îi va fi acestei persoane să și își găsească de muncă, chiar dacă celelalte persoane nu știu de aceste probleme, dar totul se întâmplă la nivel energetic. Această persoană tratează munca ca și cum ar putea mișca totul așa cum își dorește, dar nu, persoana nu e la acel nivel să manifeste tot cum își dorește, pentru că această persoană nu se simte bine. Când nu ne simțim bine, foarte greu e să manifestăm. Această persoană trebuie să învețe să se iubească și până nu învață să se iubească, nu are ce să se întâmple bun aici. Va dura o vreme. Și, din nou, am zis, aici nu prea văd energie de a fi împreună. Persoana ține la voi, dacă la asta vă gândiți acum și dacă vă puneați întrebarea asta pe măsură ce amestecam cărțile, dar nu văd să poată veni către voi până nu se ocupă de el însuși sau ea însăși. Această persoană trebuie întâi să se ocupe de propria persoană, apoi de carieră și abia apoi să vină către voi, pentru că în momentul în care această persoană va fi gata, cu siguranță va veni către voi. Întrebarea este dacă nu cumva voi cumva veți fi deja într-o altă situație și nu vă va mai interesa această persoană. Aia va fi o problemă. Dar asta nu înseamnă că voi aveți datoria să așteptați această persoană până la sfântul așteaptă, pentru că nu consider că e cazul să așteptați această persoană. Este bine să știți ce se întâmplă, dar este bine să fiți conștienți că nu văd să se întâmple foarte multe pe termen imediat apropiat.
între voi. Deci dacă aici așteptați un semn, va dura o vreme. Bun. Acum vom trece la următoarea variantă. Varianta 2. Ok, aici am aparatul la centru. Ok. Sponsorator. Bun. Aici persoana nu are probleme foarte mari, asta trebuie să știți. Problema este că persoana un pic dramatizează. Așa. Dar nu o face neapărat cu intenție rea, nu o face neapărat cu, nu știu, nu are intenția de a minți pe cineva, nu are intenția de a se preface, nu are intenția de a păcăli pe cineva. Nu, persoana este destul de directă. Aici avem de a face cu o persoană care poate să lucreze independent, să fie freelancer sau să aibă propria companie sau cel puțin să aibă o poziție de conducere într-un anume proiect. Ideea este în felul următor. Această persoană nu a pornit de la a avea totul. Așa că această persoană, da, se bucură foarte mult de succesul pe care a reușit să-l acumuleze până în această zi. Singura problemă este că acum persoana are un mic blocaj, ceva se întâmplă din punct de vedere energetic cu chakra rădăcină și plexul solar. Aici există o legătură legată de aceste chakre, în sensul în care această persoană, da, se bucură de unde a ajuns, dar cumva încă mai consideră că nu merită acest lucru și se resimte. Această persoană trebuie să ajungă la concluzia că merită tot ce a obținut și merită și mai mult decât atât, pentru că altfel rămâne în acest blocaj. Această persoană nu este o persoană care să nu poată face bani, din contră, este o persoană care poate atrage foarte mulți bani către sine. Nu este neapărat vorba de a porni cu investiții foarte mari. Această persoană efectiv poate să pornească într-o afacere cu investiții de câțiva lei, 100 de lei, 200 de lei și deja scoate bani din asta. Deci e o persoană care știe cum să manevreze energia banilor în mare. Singura problemă este că a rămas într-o mentalitate un pic blocată și care nu îi mai permite să crească. Această persoană trebuie doar să ajungă din nou la concluzia că merită și că are dreptul universal de a avea abundență pe toate planurile. În momentul în care această persoană conștientizează acest lucru, deja lucrurile încep să se întâmple de la sine. Nu văd să trebuiască aici o acțiune fizică, nu văd că această persoană trebuie, nu știu, să se cațere pe un munte, nu văd această persoană că trebuie să-și facă o rutină, nu văd această persoană că ar trebui să facă ceva în plus față de ceea ce deja face. Singura problemă este aici de perspectivă, iar în momentul în care perspectiva acestei persoane se schimbă, deja se schimbă toată energia care înconjoară această persoană. Această persoană încă se teme foarte mult de a nu avea, de a fi săracă, de a nu îi ajunge banii și așa mai departe. Această persoană, până nu lasă teama deoparte și nu acceptă că merită abundență și că abundența vine către el sau ea, această persoană nu schimbă absolut nimic. Aici poate dura o zi, poate dura 3 zile, poate dura una sau mai mult. Depinde doar de această persoană. Din punct de vedere financiar, văd că această persoană oricum se menține la un anumit nivel. Atâta doar că acum a întâmpinat un mic blocaj, o manifestare a propriilor temeri și s-a panicat. Efectiv,
S-a panicat, s-a agitat, e foarte prinsă această persoană și foarte furioasă și foarte agitată și cum poate face și cum poate rezolva și cum poate drege, dar nu poate face nimic fizic să schimbe această situație. Singurul lucru pe care îl poate face în toată situația asta este să acceptă că merită. Deci această persoană ar trebui să lucreze cu meditații, cu afirmații și câteva cărți care implică anumite meditații pentru asta și afirmații, cărți de mindfulness să citească, dar nu e atât de mult despre ce ar putea face fizic dacă el nu înțelege și nu percepe faptul că trebuie să-și schimbe perspectiva. Și aici aveți de-a face cu o persoană destul de încăpățânată, pentru că totuși persoana noastră este reprezentată de împărat, 7 de pentagrame și diavol. Nu este o energie cu care poți face ce vrei. Dar tot această persoană se ține într-o mentalitate a victimei. Această persoană începe să devină foarte dezamăgită, supărată, tristă pe faptul că lucrurile nu merg așa cum își dorește. Chiar dacă această persoană este foarte puternică, în momentul în care lucrurile la nivel financiar și la nivel de proiecte nu merg așa cum trebuie, această persoană poate începe chiar să plângă, să urle și așa mai departe. Dar aici este vorba doar de acea transformare. În momentul în care persoana este gata să facă acea transformare și să schimbe perspectiva, toate lucrurile se întâmplă de la sine. Brusc vin clienți, brusc devine cunoscut, brusc vin persoane la această persoană, brusc se întâmplă totul. Deci, nu poți zice că aici persoana voastră face fizic ceva greșit. Aici e vorba de ce crede, ce gândește. Acolo e buba. Această persoană este foarte dificilă în această perioadă, tocmai din cauza asta. Are nevoie de timp să stea în singurătate și să gândească lucrurile. Această persoană tot gândește, ok, dacă fac asta trebuie să rezolte asta, dacă fac cealaltă trebuie să rezolte cealaltă. Această persoană încă este prinsă în anumite proiecții. Această persoană a avut anumite probleme în copilărie și nu știe cum să se mai elibereze de acestea și pur și simplu să sară, să încerce ceva nou, să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Aici, totuși, văd o altă pers văd un lucru fizic pe care această persoană l-ar putea face și acesta ar fi de a se apuca de un hobby nou, de a lansa un produs nou, de a începe să scrie o carte, ceva de această natură. Sau chiar să posteze mai mult pe rețelele de socializare, pentru că totuși am împărtășire aici. Această persoană pur și simplu trebuie să devină mai deschisă, trebuie să accepte faptul că orice se poate întâmpla. Când zic să devină mai activă pe rețelele de socializare, nu mă refer dintr-un punct în care să-și trateze Facebook-ul ca pe propriul său jurnal. Nu, mă refer mai degrabă la a face conținut creativ, la a face ceva să atragă publicul, să atragă lumea, și acolo pot interveni un fel de colaborări. Și asta îi deblochează fluxul de abundență. Dar, din nou, asta înseamnă schimbare de perspectivă. În momentul în care această persoană conștientizează că merită ca lucrurile bune să se întâmplă în viața sa și fără atâta muncă, și fără atâta stres, și fără atâția nervi, în momentul acela pur și simplu totul merge de la sine. Aici e o persoană care poate atrage lucrurile în viața sa și cele mai minunate și uimitoare doar gândindu-se la ele, dar să nu se limiteze singur. Aia e problema. Această persoană ar fi bine să se apuce de ceva creativ. Poate să fie să scrie niște versuri, să facă statusuri pe Facebook, să editeze poze, să facă poze, să orice din latura asta mai creativă, atâta timp cât face ceva nou din latura creativă și încearcă să se învețe și să facă. Astăzi e o chestie, mâine e o chestie, până se învață, această persoană reușește prin această nouă activitate să își deblocheze abundența. Dar trebuie să experimenteze altceva.
trebuie să fie iarăși în energia nebunului, pentru că împăratul până la urmă este reprezentantul zodiei berbec, dar în loc să fie reprezentat inițial de nebun, este de diavol și asta nu este foarte ok. Așa că această persoană pur și simplu trebuie să schimbe perspectiva și lucrurile se vor întâmpla destul de ok, dar momentan pur și simplu e ca și cum banii nu vin, nu apar clienți, nu apar persoane, nu întârzieri în legătură cu salariu, cu serviciu, nu reușește să-și găsească dacă nu are. Deci tot felul de blocaje de acestea de natură financiară, poate să intervină pentru unii dintre ei un fel de amendă, poate să intervină un fel de problemă legală, poate să intervină probleme cu mașina, dar această persoană în acest moment se învârte efectiv foarte mult în jurul banilor și asta este problema și de aceea se blochează singur. În momentul în care această persoană învață că banii trebuie să vină și banii trebuie să curgă spre el sau ea necondiționat, această persoană începe să manifeste mai mult și să facă lucrurile cu plăcere, nu neapărat pentru bani. Bun. Și vom trece la varianta numărul 3. Ce se întâmplă în viața sa acum? Bun, această persoană a trecut printr-o încheiere, aici cred că e o încheiere de relație, destul de dureroasă. Această persoană a trecut printr-o experiență de trio, o experiență asupra căreia meditează foarte mult. Este foarte probabil ca această persoană să fi fost părăsită pentru altcineva. Ideea este în felul următor, efectiv, persoana este cu moralul la pământ, nu se simte ca și cum ar merita, nu simte că ar fi cazul ca să încerce să înceapă un nou început momentan în dragoste, cu toate că nu durează foarte mult până apare oportunitatea nouă în dragoste cu un suflet pereche, dar în contextul în care această încheiere a avut loc cu voi, această persoană încă se gândește asupra lucrurilor, încă se stresează asupra lor, încă încearcă să pună piesele de puzzle la un loc și încearcă să înțeleagă de ce s-au întâmplat lucrurile așa cum s-au întâmplat. Ideea este în felul următor. Această persoană va avea un nou început. Dacă în relația voastră nu mai poate fi făcut nimic, atunci, din punct de vedere energetic, ar fi bine și ca dumneavoastră și ca cealaltă persoană să îndepărtați corțile energetice, pentru că, deși nu vă dați seama, persoana încă a rămas legată de voi, persoana încă se gândește la voi, încă rămâne ancorată spre voi, dar voi nu mai aveți nicio intenție în legătură cu această persoană, cel puțin așa văd aici. Ideea este în felul următor. Bine, s-ar putea să fie o altă persoană de care această persoană este interesată sau interesat romantic și atunci nu fiți voi persoana care a părăsit, dar cam asta e dinamica. Ideea este că această persoană va avea foarte curând un nou început în dragoste din care se va vindeca și din care va reuși să iasă dintr-un ciclu destul de toxic. Aici cred că pentru unii este minim 3 ani. De 3 ani încoace se află în același pattern, în aceeași situație care se repete iar și iar și iar și iar. Această persoană are vise intuitive, are vise profetice, are intuiție destul de bună, dar nu știe neapărat să o lege de realitate. Acum începe să învețe să folosească acest lucru, începe să se elibereze de tipare de gândire care nu-i mai servesc, învață să privească relațiile altfel, învață să trăiască în relații fără a fi această persoană ghidată de anxietate. Această persoană scapă de anxietatea de a fi propria persoană, se acceptă. Începe să se iubească, începe să se concentreze pe sine, începe să vadă dincolo de
ceea ce ar fi putut merge rău, această persoană începe să înțeleagă că merită iubire, această persoană începe să înțeleagă că, ok, lucrurile n-au mers bine cu cineva, dar este foarte posibil ca la persoana următoare să fie exact așa cum trebuie și să fie exact persoana care trebuie și, sincer, este foarte mare potențialul ca următoarea persoană să fie persoana cu care se căsătorește și cu care întemeiază o familie. Dar voi, dacă urmăriți această persoană și vă așteptați să posteze despre acest lucru sau despre noua persoană, puteți aștepta mult și bine, pentru că această persoană începe relația și nu va arăta mare lucru, pentru că va ține această relație numai pentru el sau numai pentru ea. Sincer, la cum am cărțile aici, îmi pare mai degrabă că vorbim despre o femeie. Dar această femeie nu prea vrea să mai distribuie lucruri în legătură cu viața sa, nu vrea să se mai implice oameni din exterior în viața sa, preferă pe cât de mult posibil să păstreze lucrurile doar pentru ea. Dacă este femeie, cum văd în cărți, ea. Dacă e bărbat, el. Dar aceeași poveste. Ideea este în felul următor. Nu vă stresați, nu vă panicați, nu vă agitați în legătură cu această persoană dacă într-adevăr vreți să o eliberați. Dacă voi sunteți persoanele noi și vă uitați pentru această persoană, va deveni foarte orientată către această conexiune. Dar indiferent de ce nou început începe aici, aici văd o conexiune de suflete pereche. Cu o pasiune destul de mare, foarte aproape de suflete gemene, dar nu cred că va fi vorba de suflete gemene, dar foarte similar intensitatea. Dar această persoană va fi orientată către relația cu, spre care va avea un nou început destul de curând. Aici cred că va fi maxim începutul lunii septembrie, dacă nu chiar acum în august. Acest nou început, dar lucrurile vor merge și vor evolua frumos către o căsătorie, către vindecare pentru această persoană, către un echilibru emoțional foarte bine stabilit. Aici am avut parte și încă trece printr-o transformare dureroasă această persoană, dar o face pentru vindecare. E ca și cum, această persoană resimte durerile după o operație foarte dificilă, dar necesară. Cam așa se simte această persoană acum. S-ar putea să se simtă pe alocuri deconectată de tot ce se întâmplă în jurul său, s-ar putea să pară mai rece de obicei, dar asta se întâmplă. Această persoană a trecut prin foarte multe ipostaze de iubire neîmpărtășită, s-a dedicat cu totul, celelalte persoane nu s-au dedicat relații la fel și efectiv această persoană a obosit și are nevoie să se vindece și are nevoie să fie într-o relație în care schimbul este reciproc. Retragere, da. Persoana poate părea foarte retrasă. Persoana poate părea foarte timidă, foarte blocată pe alocuri, blocată în propriile sale convingeri, blocată în propriile sale idei, dar acel blocaj pe care voi îl vedeți nu e pentru că e persoana foarte încăpățânată, ci pur și simplu are ideile acestea fixe doar de teamă să nu se întoarcă la o dinamică toxică din trecut și cam asta este toată problema. Dacă vreți să discutați cu această persoană despre chestiunile astea, sunt sigură că această persoană va fi foarte deschisă în legătură cu asta și nu va avea foarte multe rezerve să vă zică lucrurile foarte direct, dar trebuie să vă țineți pentru pastila asta de sinceritate, pentru că s-ar putea să fie un pic mult pentru voi să asimilați. Din nou, cu noua relație, această persoană îmi pare să fie hotărâtă spre a face lucrurile cum trebuie, spre a face lucrurile mai bine, să vindece niște tipare pe care nu a reușit să le vindece în trecut. Este vorba în mare parte de o relație nouă, această nouă dinamică va fi nouă, persoană nouă. Dacă voi sunteți persoană nouă și ați început să vorbiți de ceva timp cu această persoană, dar nu ați avut ocazia să ajungeți într-un stadiu foarte avansat, dar despre voi este vorba. Dar această persoană trebuie doar să se elibereze de umbrele trecutului care tot o urmăresc, atâta tot. Nu văd că ar opune rezistență, nu văd că s-ar împotrivi această persoană, se mișcă normal, având în vedere prin ce a trecut. Și de asemenea, aici aș mai putea spune că această persoană trebuie să învețe să se vindece de codependență și de decepție. Deci da, această persoană poate să se comporte un pic mai rece până reușește să țină un echilibru între decepție și codependență. Bun.
Această persoană va începe să se simtă din ce în ce mai bine în proprie piele și începe să devină din ce în ce mai creativă. Aici cred că în maxim 3 luni de când începe o fază mai avansată a relației, această persoană fie va începe să scrie o carte, fie va face un fel de curs, ceva foarte creativ. E o persoană care trăiește foarte intens fiecare emoție, de aceea când este rănită este foarte tragic aici. Și aici aveți de-a face cu o persoană destinată succesului, o persoană care va ajunge destul de departe, o persoană care are tot ceea ce are nevoie pentru a trăi o viață completă, pentru a avea o viață foarte frumoasă, dar aici ține doar de această vindecare. Totul se va datora acestei vindecări. Deci aici trebuie să aveți foarte multă răbdare, posibilități de a face lucrurile cum trebuie sunt, dar trebuie să acceptați faptul că această persoană poate să fie un pic diferită față de cum vă gândeați voi să fie un partener normal. Această persoană poate să fie un pic mai nesătornică, nu în sensul de a nu fi asumată în relații, ci din contră de a fi mai degrabă în permanență pe drumuri. Aici o persoană care călătorește foarte mult, dar are nevoie de aceste călătorii, are nevoie să se miște, are nevoie să nu fie atât de stabilă peste tot, doar pentru a se putea regăsi și pentru a accesa creativitatea sa. Această persoană are dificultăți în a rămâne într-o rutină, pentru că această persoană nu mai simte că se poate extinde, nu simte că mai are ceva de învățat și se blochează de una singură. Dar cam asta se întâmplă în viața persoanei. Persoana se vindecă, e tot ok. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și să ne revedem cât mai curând. La revedere!